primele alegeri europarlamentare. Exact, exact. În 2007 s-a întâmplat în 25 noiembrie. Dar nu-i voie, nu-i voie! Ce s-a întâmplat? Păi, soț și soție. Dar trebuie să ceară voi, dar nu știu. Bă, nu fiți absurzi, mă. Nu fiți absurzi, bă. Între timp am văzut un microbuz. Microbuz de transport copii. De școală. Își și spun, era un crafter, un Volkswagen crafter, galben, exact, cu transport copii. La care am văzut pe bătrânul ăla, era un bătrânel, 70 de ani, mai multă lume în jurul lui. Eu îi și filmată treaba asta. Zic că hai să mergem mai încolo, că uite ăștia ne filmează. Și după aia să vină microbuzul mai încolo după noi. Nu, no, filmează. Hai aici. Dă-te mă că așa strutunăți peste ea. Ține planul, ține-o pe mine. Filmează mă, ți-ai acolo mă. Cum îi dau pe sezonul, cum îți permiți? După aceea, deci chiar în seara respectivă, ți-a spus că ești demis pentru că ai dat... Mi-a zis că du-te la studio, lasă camera, lasă aia și te sunăm noi când să mai vii. Bun, a doua zi te-ai dus la IML. Am mers la IML, automat, mi-a și făcut raze, mi-a făcut așa și... Fractură de mandibulă. Cu dislocare, nu știu cum o să vezi medicii, nu știu. De acolo te-a trimis la bucomaxilofacial. Da, la Poli 2, la spital. Da. Am ajuns acolo, mi-a făcut raze, zic că dumneavoastră nu mergeți acasă. Aveți ceva rude, neamuri, din astea care să părinți. Pijamala. Da, să mă ducă pijamalele, hainele, perniuțele dinți, tot ce trebuie. Păi zic, stați puțin, stați puțin să plecă până acasă, nu mai plecați niciune. Aici rămâneți. Ce era grav? În cel mult 45 de minute gura mea deja era cusută cu sârmă. Închisă. Deci și sus și jos. Erau lipite așa, cu sârmă. No. N-am conștiință ce se întâmplă. Nu știam ce se întâmplă în jurul meu. Eram așa, un pic aiurit. Nu mai știam ce se întâmplă. Cum te acomodă? Gura mea cusută cu sârmă. Ce dracu? Așa tare. M-a sperat la un moment dat, zic... Băi, frate, zic, e prea, așa tare, chiar așa tare m-a lovit. Asta este, m-am băgat. Prima noapte, am sângerat toată noaptea, am scuipat sânge din gură. Prima noapte. A doua noapte, la fel. Le-am zis la doamna, nu mă supărat, zic, nu mă simt bine. Au început să-mi dea calmante, au început să... prin branulă, îmi băgat în mână branula. Și a treia zi m-a luat afară din spital. După 3 zile. De ce? Părerea mea e că... Bă, tu primisești 30 de zile de spitalizare de la ce? De la IML sau de la... De la IML. 40 de zile. 38-40. Exact. După 3 zile, văd pe asistentă vine la mine, știți, bagajele, că trebuie să plecați acasă. Stai puțin, femeie, cum adică plec acasă? Tu erai cu alea, mână, cu... Eu eram cu brânul la mână, gura era cu sută, eram așa umflat, eram în gură, că puteai să... Du-te, domnule, vezi treaba, niciun... Chestia așa cum a fost, că ca să vă puteți hrăni și să nu mai stați în spital, vă scoatem un dinte afară și vă băgăm un pai. Bă, frate, când am auzit, ce fac ăștia, frate? Noastră, chiar vorbim serios, da, știți, vă scoatem un dinte, băgați paiul și mâncați cu paiul. Zic, oameni, bă, ați nebunit? Cum să scoateți mie dintele? Dantura mea e perfectă, voi scoateți dintele afară. Mai bine, mi-a scris un calmant, alvocamin și pare citamă să n-am, n-am febră. Dar perfugiul ăla n-am avut. No, în fine, colegii... Erai cu gura închisă, cu sută, cu sună... Dar nu puteam să mânc... Cu dinții toți? Toți dinții, da, cu toți dinții. Am plecat acasă. Ce să fac? Așa, m-am scos afară din spital, m-am urs acasă, chinul pe pământ a fost. Cu alvocaminul merge, dorerea. Claudiu și cu colegul meu, Rudi Moca,
nu știu de unde au făcut săracii rost de medicamente. Adică de medicamente, de perfuzii. Nu știu. Mă duceam, n-am mâncat vreo 40 de zile, n-am mâncat nimic. Nimic. Te-ai întors la televiziune? Da. Ți-au zis, mai vrei să fii la... M-am dus la televiziune cu gândul că eu voi rămâne o perioadă, fiindcă am ieșit din spital. Eu chiar am vrut să muncesc, nu? Să ies pe teren, adică să ies pe teren. Să mă duc la lucru, că deja îți dai seama că nu mai... Deja eram... Da. TTM-ul a acoperit evenimentul după aceea. Au dat? Chiar m-am uitat. Deci, alte televiziuni din țară, naționale, au pus-o cap de jurnal. La TTV era a cincea știre. Și prima știre ce era? Prima știre era cu ceva copii care au făcut nu știu ce. Adică o desenă pe asfalt. Desene pe asfalt. No. Și acolo foarte, foarte tare m-am supărat pe ei. Pe bine, mă, fraților, și Claudiu zice, bine tu, Mariana, zice, țara se uită tot timpul la imaginile astea, la ce se întâmplă la Râciu, și noi băgăm apă caldă. Chiar nu poți să pui cap de jurnal? Păi nu, că nu e așa de important. Nu știu din ce cauză așa de tare m-a lăsat dintr-o dată, m-a abandonat. Pe cuvânt, dacă nu. Deci atâta am plâns pe chestia asta, dacă am fost penalizat cu 15%, și m-a amenințat Mugurel Gorea, care era producător șef. M-a amenințat că dacă pleci la Ghedu în emisiune, eu încă eram cu sut, dar chiar atunci trebuia să mi le iei jos. Că nu se mai putea, frate. Deci procesul n-a început, poliția n-a făcut nimica. Păi, frate, stai puțin să arătăm și la lume din Târgu Mureș. Și am fost invitat la domnul Corel, la domnul Ghedu, la Prima TV, care a sărit în ajutorul meu. Și Mugur? Și Mugur m-a venit prin telefon, mi-a zis, băi, dacă pleci, pleci cu totul. Era iarnă, în februarie. Februarie? Da, parmi în februarie. Am dus la TTM, pe vremea era Roxana Neag. Ea a fost dat afară de la Pro TV și o luat-o la noi, ca șefă producătoare. I-am zis, băi, Nicușor, cum ești? E, bine, cum să... Mai binișor, nu-s mai așa rău. Sincer să fiu, i-am zis, zic, tu Roxana, zic, uite cum se treaba. Eu nu pot să ies afară pe teren. Afară este frig. Eu n-am cum să ies afară pe teren așa. Hai, du-te, încearcă câteva știri să vezi un pic. Păi am venit înapoi, mă lua durerile, zic, mă doare, nu mai pot să mai ies pe teren afară. Păi nu-i interesat treaba asta. Te duci la filmat. Păi lăsați-mă să rămân un pic pe platou. De ce nu puteai să rămâi pe platou? Aici, știi ce a fost aici? Eu am fost oarecum obligat să-mi dau eu demisia. Se făcea o presiune asupra ta. Exact, a fost presiune. În situații de muncă încât să... Exact. Păi mi-a dat mătura în mână, mi-a dat mie mătura în mână să mătur în platou. Asta nu. Cine s-a mătura? Păi mi-a zis, nu, deci nu a zis, așa a zis, că nu te fă curățenie în platou. Cine, Roxana? Da. Păi stai puțin, eu sunt cameraman sau sunt femeie de serviciu. Auzi, cu comentariile astea mai termin, mai o dată, așa, nu știu, încă tot ea era. Am zis, stai așa, că te rezolv imediat. M-am dus la Mugurel, am zis care e treaba, păi el nu l-a prea interesat. Mi-am dat demisia, păi mi-am dat-o că nu mai puteam să stau acolo. Deci ei m-au obligat pe mine să-mi dau demisia. Ca și cum zic, bă, frate, du-te, gata, ce mai caut aici? Bun. Și am plecat la Prima TV, domnul Ghed. A plecat după 3 luni sau? Da, singurul care m-a ajutat foarte mult a fost Cornel și domnul Ghed. Dacă nu erau ei, eu nu mai făceam presă. Așa am mai făcut presă încă, am mai făcut încă un an și ceva la Prima TV. Bun, procesul. Procesul. Când i-ai dat în judecată? Deci când, bine, când ai făcut plângerea? Eu în prima zi am dat în judecată.
Plângere penală. Plângerea plângere penală. Plângere penală. O dura mult. O dura prin martie. Prin martie încă dosarul era la poliție. Da. De la poliție, procedura în România merge la procuratură. Procurorul, dacă e așa, e așa cum e, o trimite înapoi la poliție, că poate zice ceva, nu pus o hârtie. Și a fost un dute vino așa până în iarnă am început cu procesul. Prima fățișare. Următorul an. O, a trecut de atunci? Cât a trecut? Atunci, 3 ani. Aproape 3 ani. 3 ani. 3 ani și ce s-a întâmplat? În 3 ani s-au audiat 1, 2, 3, 3 martori. 3 martori în 3 ani. 3 ani. Deci așa, nu se... 3 ani. Păi a fost Claudiu, Cerghizan... Toți martorii din... A mei. Deci, Claudiu, Oros, Cerghizan, Rudi Moca. Atât. A fost în ultima înfățișare, a fost acum câteva zile, nu? Da, acum... Ce s-a întâmplat? În 30. A fost acum, luna asta. Luna trecută în 30. Ce s-a întâmplat? Mai nimic. Nimic. Când ai plecat de la prima? La prima dată am plecat în condiții foarte, foarte bune. Deci nu ceartă, nu scandal. Chiar foarte... Amiabil. Deci foarte bine am înțeles cu omul ăla, foarte mult m-a ajutat. Și în ziua de astăzi, deci crede-mă, și chiar asta, chiar vreau să se vadă treaba asta, ți-i mulțumesc, fiindcă m-a ajutat foarte mult. Deci omul ăla chiar merită, chiar multe. Dacă nu era el... Poate nu era așa de mediatizat. Uh-huh. Treaba asta. Când ai plecat? Urmă cu... Un an și ceva. Ai mai lucrat de atunci? Nu. Eu n-am lucrat și atunci înainte la TTM. N-am mai lucrat cu carte de muncă din... Deci eu acum nici nu mai beneficiez de ajutor, șomaj, nici șomaj, nici... Doamne ferește, mă îmbolnăvesc, nu știu ce fac. Deci n-am mai lucrat de cât? De un an? De un an și ceva. Deci, chiar vreau să fac așa. E un nenorocit din cauza lui. Mi-am pierdut cariera. Că acum, știi, lumea se uită cu alții la mine. Bă, nu dau de mine mulți, din presă. Ha, ha, te-o bătut ăla, mă, pe bătrânul ăla. Ha, ha, ha. Și tot așa, știi? Bătrânul ăla cât teracota. Da. Păi, cât teracota puțin zis. Nu, știi, și... Am de atunci și am înțeles că mi-ai zis că pleci. O să plec. Nu, aici nu mă arăt. Nu mai... Aici nu. Am vrut să fac presă, vreau să fac presă, îmi place meseria asta, dar în țara asta nu. Aici nu. Îmi pare rău că plec de aici. Lăs foarte mult. Prieteni, eu am pus foarte, foarte mult suflet în presă. Și ceea ce mă deranjează foarte tare e că în presă nu ne ajutăm unul pe alții. Doar pentru fiecare, pentru imaginea lui. Referitor la ajutor, domnul Cristian Tudor Popescu a salutat gestul meu. A salutat gestul meu. A trimis o scrisoare de la București, la TTM, cum că salută gestul meu, pentru că am avut curaj să dau o judecată pe acest infractor. Că altfel n-ai cum să zici. Rămâne la atitudinea judecătorilor și sper să facă dreptate în cazul meu. Să nu mai pățească și alți operatori ceea ce am pățit eu. Un lucru mai vreau să spun. Deci, tu nu te-ai bătut la TTM când tu ți-ai dat seama că ei făceau presiune asupra ta. Da, normal. Presiunea asupra ta ca să pleci. Puteai să mergi, de exemplu, la, știu eu, la ITM. Puteai să intri în concediu de boală. Că nu puteai să mergi la ITM să denunți condițiile de muncă la care ești expus. Da, exact. Păi eu am zis treaba, să zic, tu Roxana, zic, fie de nicio, eu plec la ITM. Păi nu mă scoți pe mine afară, în frig. Știi bine, eu acum este afară, am fost în spital, am fost așa, am fost bolnav. Nu mă scoți, pe mine mă trebuie seara. Păi tu faci, aia nu faci, aia nu faci, aia nu faci. Știi? Și mi-a zis, lasă de pace. Nu, eu am fost,
Deci am fost executat, cum ar fi. Înțelegi? Deci din ce cameraman am fost eu, crede-mă, am surprins și lucruri faine și lucruri urâte. E chiar frumoasă meseria. Dar să ai cu cine să o faci. Dacă nu ai cu cine... La noi în Târgu Mureș, de fapt, și la nivel național, presa are pumnul în gură. M-am, într-un fel, scârbit de țara asta, așa nu, iată. M-am scârbit, credem. Am văzut și chiar acum, am fost la Bistrița, în Săud. La lume place să sufere în România. La unii chiar le place să sufere, sadomasul. Crede-mă. Deci, îi spui, bă, frate, nu-i bine ce faci. Păi tu ne crezi țăran, proști? Păi omule, dar tu nu faci bine ce faci. E treaba noastră. Și explici, îi spui fiecare punct așa în parte și spune că tu ești prostul. Asta e. Toți plecăm afară. Dacă președintele țării, îți spune să plecați afară, dar ce, și-o cumpărat țară cumva? Eu înțeleg că a fost pirat pe vas, pe alea, dar nu și-o cumpărat țară, mă, nu e țara lui. Înțeleg că a fost pe navă, ce-o fi fost el. Dar lasă-mă țara în pace, mă. Lasă țara în pace. Ce facem acum? Mersi mult că ai venit.